Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este o seară specială pentru mine, sper și pentru dumneavoastră. Cu siguranță nu l-ați uitat pe prietenul televiziunii 6 TV, pe domnul Vasile Păun. Bună seara, Vasile! Mă bucur din suflet că ești aici alături de mine. Îmi aduc aminte de emisiunile tale, care nu au fost puține la număr, și te regăsesc cu același tonus, cu aceeași poftă de viață. Ce faci? Da, da. Bună seara, bună seara, dragă Olga. Îi salut și pe cei care ne urmăresc. Înțeleg că au rămas fideli acestui demers pe care l-ai continuat și te felicit pentru treaba asta. Mă bucur că ne reîntâlnim într-un astfel de context și, ca să-ți răspund, fac ce mă bucură, ce mi-aduce satisfacție, ce simt, curg cu viața. Sigur, și cu o direcție. O direcție de a aduce o contribuție prin propria mea stare, prin propriile mele conștientizări, la așa, la mai multă bunătate, armonie, echilibru între noi. Da, eu zic să-ți dea Dumnezeu sănătate deplină și să ai această bună dispoziție și această energie din care dăruiești practic tuturor. Îi mulțumesc tare mult. Toți care intră în contact cu tine. Antrenor holistic, da? Da. Foarte frumos sună. Dezvoltă puțin. Ce face un antrenor holistic? Păi pleacă de la ideea că avem deopotrivă un corp fizic, un corp emoțional, un corp mental, ca să folosesc așa o metaforă, un vehicul, da? Ca o trăsură cu cai și un vizitiu. Trăsura fiind corpul fizic, cai fiind corpul emoțional, vizitiu fiind corpul mental. E bine, pentru ce există acest vehicul? Ca să transporte un pasager. Iată un lucru foarte important. Și acest pasager este ceea ce diverse curente, tradiții spun, minte supraconștientă, sine înalt, da? Esență, divinitate lăuntrică, eu interior. Uh-huh. Ei, preocupările mele se adresează deopotrivă acestui mod disciplinat. Avem nevoie de disciplină, de a antrena aceste trei corpuri. Unile denumesc corpuri inferioare, sunt corpuri pur și simplu, care pe măsură ce devin mai elevate și avem un corp fizic mai fluid, așa, mai despovărat de lene în primul rând, avem o stare emoțională mai neutră și o minte mai focalizată, mai atentă, mai vigilentă, mai calmă, suntem atenți la ce ne spune pasagerul, adică propria esență. Nu mai stricăm caleașca, trăsura, pentru că ne împotrivim. Știm să strunim vizitiul, mintea știe să strunească caii potrivit și în momente de răscruce, pe ceață, pe furtună interioară, în diverse dificultăți ale vieții, natural că face apel la pasager și îl întreabă, hei, încotro și ce-i de făcut și învață să îl asculte. Și lucrul ăsta, pasagerul ăsta, și el are la rândul lui, când vorbim de el, el este tot o trinitate. La orice nivel în creație vorbim de această trinitate. Și el are niște corpuri, care în tradițiile spirituale sunt denumite corpul cauzal, corpul atmic, corpul budic. E, integrarea deplină între toate aceste elemente generează o nouă ființă, un om nou, care multe tradiții l-au prevăzut, l-au prevestit și știm deja că începem să, fiecare dintre noi, să migrăm, să ne ducem către aceste noi abilități, către acest nou om. Deci am colecționat o tolbă consistentă de instrumente din diverse curente, din diverse școli. Pe unele le-am altoit, am creat în timp real, inspirat și alte instrumente.
și le ofer celor interesați, în primul rând, de a deprinde disciplina și perseverența, căci ăsta este primul pas, și apoi de a învăța să menține echilibru între disciplină și abandon, adică arta de a și te relaxa și a avea încredere în viață și a avea încredere în planul acesta mai subtil, care el este de fapt cel care generează toate cauzele, toate efectele de fapt în lumea noastră. Deci, prin tabere, prin retrageri, prin antrenamente, practic acum de ceva timp și live, am reluat lucrurile astea față în față, aduc o contribuție pentru a șlefui vizitiul ca să fie atent la ce spune pasagerul, pentru a armoniza caii ca să meargă la unison și pentru a regenera continuu trăsura, corpul fizic, ca să ne transporte așa cu ușurință prin realitate. Da. Excelent ce ți-ai propus să faci. Anul ăsta am înțeles că tema la care tu lucrezi și pe care ai modelat-o așa, cum ai, și remodelat-o și unde ți-ai pus toată energia, este reconectarea la intuiție. Da. De ce ți-ai ales tema asta? Păi a fost o călătorie naturală. Ca să ajungi la intuiție, primul pas este să dezvolți un anumit nivel de sănătate. Și au fost ani buni când m-am ocupat de regenerare, de practici de regenerare și călătoria la 6 TV la acum 2 ani, chiar așa se numea, practici de regenerare. Apoi, următorul pas, obținând un nivel rezonabil de sănătate, este să devii o ființă echilibrată, o ființă centrată. Când spun echilibru, mă refer la echilibru între feminin și masculin. Și dacă introducem triada, echilibru între tata, mama și copilul interior, practic, și cu cât obții un nivel tot mai înalt de echilibru, începi să asculți această voce a pasagerului, acele 7 mai suave ale propriei esențe. Și apare natural următorul nivel, intuiția. Altfel spus, mă preocup să obțin sănătate, ajung la un nivel rezonabil de sănătate, apoi și regenerare, și longevitate, și serenitate, apoi constant caut să mențin o neutralitate emoțională, o stare de echilibru, apare firesc conexiunea cu natura mea lăuntrică, cu visul din interiorul meu, și următorul pas după intuiție va fi manifestarea. Deci peste un an, peste doi, într-o posibilă altă conexiune, comunicare, întrebându-mă de ce mi-am ales practici de manifestare avansată, îți spun pentru că am înțeles, am conștientizat mult mai bine cum comunic cu vocea interioară și acum, pentru că am aflat ce e de făcut și visul din interiorul meu, vreau să-l pun în operă și vreau să văd ce mă limitează în a manifesta adevăratul vis care e înscris în ADN-ul meu și nu cai verzi pe pereți cum visează toată lumea și vrea să aducă în manifestare tot felul de lucruri care țin din trecut. Așa, când tu vorbești despre reconectare la intuiție, înseamnă că a existat o deconectare de la intuiție. Da. Înseamnă că de mici educația, într-un fel, ne-a scos, de pildă, din conexiunea cu plexul, care este sediul emoțiilor noastre și ne-a dus preponderent în cap. Ne-a scos din conexiunea cu natura, cu mama pământ și cu toate resursele pe care ni le oferă. Educația de emisferă stângă, preponderent, ne-a scos din emisfera dreaptă și din creierul holistic. Și progresiv așa am devenit ființe logice, ființe raționale. Și este importantă această trecere, revenire de la o ființă logică, rațională, de la intelect la înțelepciune, la a fi o ființă intuitivă. Și asta nu este ceva ezoteric, ca să zic așa. Sigur că are și aspecte mai puțin conștientizate. Te-aș întreba
Te rog. Pentru că vorbești logică, rațional, să te ridici într-un fel la înțelepciune. Dar logica și raționalul nu fac parte din înțelepciune, nu sunt o bază? Poți să fii înțelept fără să treci prin logică și rațional? Și da și nu. Știi? Când înțelegem paradoxurile, atunci ne aflăm, să zic așa, mai aproape de niște adevăruri mai profunde. Natural că este benefic să conștientizezi, să înțelegi, să ai niște informații din câmp, să ai niște modele de interpretare, de analiză acestor informații. Așa definim intelectul. Când spunem intelect și intelectual, vorbim despre oameni care au citit mult, cu alte cuvinte, au o bază de date, au multe informații și au și modele de analiză, de corelare, de interpretare și pe baza acestor modele ei pot să extragă niște rezultate, niște concluzii care, cu cât ai citit mai mult și cu cât ai modele mai sofisticate, par mai erudit, ești un intelectual mai rasat, ca să zic așa. Bun, dar noi avem mai multe funcții în interiorul nostru și de cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi am rămas doar în zona gândirii și gândim tot timpul. Dar eu percep și eu realitatea în care mă aflu, adică pot să fac duș și să mă gândesc la ceva, la trecut sau la ce urmează. Merg pe stradă și mă gândesc. Conduc mașina și mă gândesc. Ori ar fi util să merg pe stradă și să simt natura, să simt sunetele, știi? Să percep realitatea. Și de asemenea merg și să simt și ce este în interiorul meu. Discut cu tine și mă uit în mine și mă simt pe mine. Adică e mai mult decât o discuție de la minte la minte. Sunt conștient de corpul meu acum când discut cu tine. Sunt conștient de acest interior. Te văd, mă aud vorbind și deopotrivă mă simt. Deci simțirea, percepția, intuiția sunt lucruri care sunt diferite și distincte față de gândire. Ori ce ai întrebat tu, e necesar un echilibru. Că dacă în majoritatea timpului eu doar gândesc, păi eu, cum să spun, merg prin viață și nu văd ce se întâmplă, nu văd că a venit vara. Se pare că noi cam asta facem. Păi da, pentru că, vezi tu, mintea asta din creier, noi o denumim în etapa actuală o minte maimuță. O minte care trece de la un gând la altul, care trece de la o stare emoțională la alta și e important să devină o minte care și observă și e prezentă. Și o minte care să fie atât de liniștită în anumite momente încât să și asculte de glasul pasagerului. Adică păi când e bombardată cu atâta informație, cu atâta nebunie, cum Dumnezeu să-și mai găsească ea liniștea? Păi, draga mea, păi tocmai asta este și provocarea. Un mare învățător, acum 2000 și ceva de ani, ne-a spus, fiți în lume și nu aparțineți ei. Adică trăiești în bombardamentul ăsta de care zici tu, el există, dar tu rămâi centrat. Și tu rămâi în interiorul tău, rămâi într-o zonă de neutralitate mental-emoțională. Observ lumea. Vin gânduri, vin emoții, dar înțelepții nu se identifică cu ele. Le și ignoră în anumite momente și asta se învață, efectiv. Iar când vorbești de înțelepciune, înțelepciunea este, dacă vrei, din ce simt și am integrat eu până acum, este o sumă a experiențelor pe care le-ai trăit și, atenție, le-ai și integrat. Pentru că eu pot să zic, wow, am trăit o viață atât de bogată, atât de plină, cu o mulțime de experiențe. Dar dacă cineva mă întreabă, ok, și cum te-ai simțit în tinerețe? Și zici, a fost nașpa. Adică aia nu e înțelepciune. Deci întreaga ta viață, toată lista de experiențe trecute, într-un fel trebuie să consideri, să vezi, că te-au adus aici și că au fost benefice. Cât încă mai există chestii care le contești, te opui, le renegi în propria ta existență, aia se cheamă că e mai puțină înțelepciune. E o rezistență la viața care te-a adus în acest moment.
Da. Vorbești despre intuiție ca despre o artă. Este o artă să fii intuitiv? Este și o artă și aș spune în mod clar, mi-am propus și de un an și ceva, să o duc și spre o zonă, dacă vrei, viguroasă, să învățăm, să dezvoltăm intuiția într-un mod ingineresc. Adică să așezăm cărămiz, cărămiz cu cărămiz, astfel încât să avem mușchii necesari. Dar ea este o artă în primul rând, pentru că hai să plecăm de la cum o înțelegem, cum percepem această intuiție. Faptul că eu sunt conectat permanent cu pasagerul din caleașcă și în anumite momente, deci intuiția nu înseamnă că eu sunt doar atent la ce îmi spune pasagerul. Uh-huh. Vizitiul trebuie să fie atent la drum, trebuie uh-huh. să fie atent la cai, trebuie să asculte caleașca, cum vibrează, adică corpul fizic. Uh-huh. Da? Dar în anumite momente, da? Vizitiul trebuie să asculte, să-i spună pasagerul, băi, ia-o la stânga, ia-o la dreapta, vezi că vreau să ajungem, îi dă itinerariu, îi dă destinația, de fapt. Ei, noi nu mai știm să ne conectăm cu, și am lăsat vizitiului întreaga putere, adică minții. Este o vorbă foarte frumoasă, spusă, o vorbă, un citat, spus de Einstein, care, fii atentă, ce remarcabil a formulat treaba asta, ci că mintea divină, mintea intuitivă, este un dar divin. Mintea rațională este servitorul credincios al acesteia. Uh-huh. Și concluzionează Einstein. Noi am creat o societate care onorează servitorul și a uitat de dar. Da. Despre asta vorbesc. Și avem lideri logici, deștepți, intelectuali, raționali și uite unde a ajuns societatea în prezent doar promovând și manifestând, nu mă refer la lideri în politică, peste tot, în toate domeniile vieții. Oameni care sunt prețuiți pentru erudismul, pentru bogăția de date, pentru bogăția de concluzii, ok, dar unde e necunoscutul? Unde e viu? Unde e proaspătul? Și atunci asta este o pledoarie pe care o lansez. Haideți să reînvățăm, să ne conectăm cu acest pasager care, în primul rând, să ne spună direcția cea adevărată din viață, pentru că cei mai mulți oameni sunt în viața lor pe o direcție dată de familie, dată de prieteni, dată de educatori, dată de ce a văzut la televizor, de ce a văzut la unul la altul, fără să-și asculte Și de dorința de acumulare. Și da, care e tot, vine tot dintr-o lipsă, dintr-o lipsă interioară. Și e, din când în când e important să ascultăm de acest pasager. Intuiția... Ceva, Vasile, de ce după a doua jumătate a vieții oamenii nu mai au această dorință de acumulare? Pentru că realizează că mai mult, mai repede și toate astea cu mai mult, de orice fel, da? Sunt insuficiente și că există ceva și natura noastră sufletească, la un moment dat, tot iese în față, tot iese în față. Știi? Sunt momente în care sufletul, dacă zice, bă, eu prin acest vehicol, adică prin corpul ăsta, prin caleașca, cai și cu vizitivul ăsta, eu nu prea mai am ce să mai fac în realitatea asta. Pentru că eu am venit aici, pasagerul zice, sufletul, esența, da? Zice, uite, eu am venit aici să vizitez orașele alea, să construiesc aia, să fac asta. Și corpul ăsta, cu mintea asta, cu vizitivul ăsta, s-a apucat doar să stea într-un singur oraș, să-și facă o casă mare, a mai înălțat încă două etaje și a mai luat încă trei mașini. E ok, este experiența minții. Dar sufletul vrea altceva. Și noi ne-am ales acest vehicol. Și e important să onorăm această, cum să spună, viziune și vis interior care e scris în ADN-ul nostru. Visul cel adevărat e scris în ADN-ul nostru. Și atunci, dacă în tinerețe ești surd pentru că ai energie și vrei să lupți și capeți, mulți zic, eu pot, mulți vor să-și demonstreze. Sigur, nu mă refer la cei destul de mulți care sunt victime, arată cu degetul, dă și mie 10% pensie sau salariu mai mult. Mă refer la oamenii care zic, da, eu pot, eu mi-asum. Eu făuresc propriul meu destin. Și ajung și luptă și devin cu cât lupți mai mult, cu câte
străduiești mai mult, te tensionezi mai mult. Și de ce? Pentru că ce vrei tu, de fapt, nu vine din interior real și profund. Vine din, fie din frustrări, fie din vicisitudini, fie că ai auzit că dă bine, fie că ți-a inoculat cineva o anumită idee, fie că ai un anumit orgoliu și vrei să obții un anumit rezultat. Dar ăstea nu au treabă cu visul cel adevărat care este scris în noi. Și atunci, din când în când, sufletul fie ne dă o boală, fie ne dă un șoc, fie ne dă o discontinuitate, adică ne dă diverse mesaje care ne-ar determina pe unii dintre noi să stăm puțin, să facem un pas înapoi, să zicem, ok, și totuși care este direcția mea? Și totuși cum aș putea să mă ascult mai bine? Și sigur, începem prin a fi sănătoși, apoi prin a ne echilibra și apoi prin a dialoga cu acest pasager, căci ăsta este primul aspect când vorbim de intuiție. Să știm, să ne reconectăm și să ascultăm în momentele importante de direcția reală. Ce facem cu cei care nu știu de ce au venit și care se lasă voia sorții, spune ei. Și din ăștia probabil că îi cunosc foarte mulți. Păi da, dar vezi tu, a te abandona vieții fără intenție înseamnă a fi o frunză în vânt. Toate învățăturile, din toate școlile și fără excepție, și vorbim în primul rând de învățăturile cristice, care se zice că suntem în spațiul ăsta. Cere și ți se va da. Adică constant apelul este, când spun acest cere și vei primi, setează-ți, omule, intențiile. Alege ce vrei să-ți experimentezi, practic. Și apoi lasă universul, lasă câmpul, lasă întreaga realitate să facă curgerea aia. Atunci abandonează-te. Dar ție să-ți fie foarte clar că vrei să ai un corp sănătos, că vrei să ai niște relații împlinitoare, că vrei să te bucuri și să construiești ceva care să-ți fie și ție de folos și celorlalți. Știi? Dar cât timp lipsesc aceste năzuințe, aici este chestiunea. Oamenii despre care vorbești tu, fie sunt lipsiți de năzuințe, de astfel de năzuințe, fie sunt lipsiți de relații. S-au izolat în turnul de filde, s-au dus în casă, au într-o familie mică și lumea lor a devenit mică. Cu cât lumea e mai mică, cu atât te privezi de accesul la rețeaua iubirii, care înseamnă interconectarea între noi. Cu cât îți extinzi această rețea, și cu cât dorești să aduci o contribuție mai înaltă, adică ai năzuințe tot mai neobișnuite, primești resurse. Adică cașca, cai și vizitiu devin din ce în ce mai performanți. Hai să spun, mă simt vital, iartă-mă. După o perioadă pe care nici nu vreau să o mai denumesc, urâtă, pe care noi am depășit-o, în care oamenii s-au înstrăinat unii față de ceilalți, a venit o perioadă de libertate. Ce au înțeles oamenii să facă? Să dea buluc în cluburi și pe terase. A fost probabil că unul dintre singurele manifestări pe care le-au avut așa pe bune, adică au ieșit în stradă și au manifestat că sunt terasele închise. Nu că salarii, nu că aia, nu că nimic. Deci asta înseamnă libertatea la care am visat 2 ani? Acum, știi cum, fiecare cum își așterne, așa doarme. Și este alegerea fiecărui suflet de a trăi diverse tipuri de experiențe. Eu cred că prin emisiunile pe care le facilitezi, tu te adresezi unei categorii de ființe umane, tu și colaboratorii, dornice să progreseze, să atingă noi și noi paliere și abilități. Și tipul ăsta de dialog pe care îl avem, e important să le aducă în atenție unor astfel de ființe și sunt din ce în ce mai mulți, în opinia mea, adică vorbim de procente semnificative din... Niciodată, nu acuzăm pe nimeni, nici pe cei care aleg să meargă la terasă. Absolut, absolut. Da, poate că le deschidem puțin ochii, că există mai mult de atât. Asta, știi cum apare? Prin exemplu personal. Cu cât din ce în ce mai mulți, din cei care deja au deschis puțin tăl ochii, sunt mai sănătoși, mai centrați, mai intuitivi, cu o mai mare putere interioară, ceilalți din jur o să vadă. Și atunci, într-un proces de schimbare la față a unei comunități, a unui neam,
E important de continuat, că e la început procesul ăsta, cu cei care în acest moment sunt mai disciplinați, mai hotărâți, mai iubitori de sine, ca să zic așa, și care realmente constant investesc în ei timp, atenție, diverse resurse, ca să strălucească și mai puternic. Și atunci cei din jur vor fi atinși de un nivel nou de putere, de armonie, de înțelepciune pe care acești oameni îl obțin. Iată de ce cred că dezvoltarea intuiției, reactivarea ei, este o abilitate extrem de necesară în vremurile pe care le trăim. De ce? Pentru că când spun intuiție, spun ce acest pasager mă conectează cu un vis care nu a fost încă manifestat, cu un necunoscut. Și de ce sunt eu aici ca suflet întrupat? Unul din scopurile fundamentale ale prezenței mele în acest corp, pe această planetă, este să fac necunoscutul cunoscut. Și pentru asta necunoscutul este în mine, necunoscutul este în ADN-ul meu, dar sunt o mulțime de straturi, de umbre, care interferează și mă împiedică să văd visul. Și nu văd decât niște frânturi din când în când dintr-un astfel de vis. Și atunci e foarte important să pătrund mai mult în necunoscut. Ce înseamnă asta? Majoritatea oamenilor sunt în cunoscut. Adică când vorbesc despre trecut și fac lucruri în rutină, care le repetă, totul e cunoscut, chiar și atunci când își planifică o vacanță, vorbind despre viitor, e tot un cunoscut, e ceva previzibil. Fie stau cu atenția în trecut, fie mă gândesc la ceva previzibil, totul la mine, viața mea este cunoscută. Ei, și unde e chestia aia nemai întâlnită, necunoscută, care să vină așa, wow, ia uite ce a venit. Știi, adică când mă deschid spre miracol, când mă deschid spre lumea magiei, încep să apară la început frânturi, la început crâmpe mici de necunoscut. Dar dacă tot timpul citesc, mă uit la lucruri care le-au scris alții, le-au cunoscut alții, de unde să accesez necunoscutul? Necunoscutul vine din câmpul cuantic. Necunoscutul vine din liniște. Necunoscutul vine din acel spațiu de nimic. Știi? Și învăț să stau în acel nimic și să descarc din când în când aceste bucăți din necunoscut. Și aia înseamnă că rostesc acel evrica. Ceva din mine îmi dă un mesaj. Și când vorbim de intuiție, e necesar să corelăm și cu un alt termen, că de regulă asta se confundă, inspirație. Când vorbim de inspirație, la ce ne referim? Păi în emisiunea ta sunt destule persoane care fac channeling cu diverse surse de informații din diverse planuri ale realității. Aia se cheamă inspirație. De ce? Că mă inspiră cineva. Da? Intuiția vine de la propria divinitate lăuntrică, de la propria lumină interioară și implicit de la sursă, că ea e, divinitatea mea e conectată cu tot ceea ce este. Iar când spune inspirație, mă conectez cu tărâmuri angelice, cu maestri înălțați, cu tot felul de surse din memoria universală, din baza de date universală, din memoria akashică, cum este denumită popular. Da? Învăț să accesez, să devin un canal și să și pun întrebări. Că și asta este o cunoaștere intuitivă, învăț să pun întrebări în câmp și câmpul răspunde când am și mușchii necesari să pot să înțeleg răspunsul. Când zic mușchi, mă refer la sistemul hormonal, sistemul nervos, adică niște abilități de care am nevoie. Și mai este ceva tot legat de intuiție. Instinctul. Ce e cu instinctul? Vezi, trei termeni. Intuiție, inspirație, instinct. Toate sunt împreună conectate chestiile astea. Vezi, noi am pierdut conexiunea cu natura noastră instinctuală pentru că ne-am deconectat de la mama pământ, de la animalul de putere interior, de la pântecul nostru, de la creierul intestinal, creierul abdominal. Uh-huh. Și corpul fizic este în realitatea fizică. Creierul ăsta din abdomen, pentru că este în realitatea fizică, el știe ce am nevoie să mănânc, prin el simt diverse senzații când mă întâlnesc cu oamenii. Însă am uitat
să-l ascult și am uitat să-i dau puterea necesară și să-l antrenez, să și vadă, să simtă diverse emoții. Așadar, de fapt, noi când vorbim de intuiție, inspirație, instinct, e necesar să ne reamintim de trinitatea care există în noi, o trinitate care pleacă de la ceva foarte fizic din noi. Avem în noi trei creiere, dragă Olga și dragi prieteni care, da, urmăriți acum sau altă dată. Și când spun creiere, e pe bune asta, adică au neuroni, generează neurotransmițători, generează diverse proteine și vorbesc de creierul intracranian, care are miliarde de neuroni, vorbesc de creierul inimii, care are 40.000, că astea sunt cifre care le-am învățat, le-am citit, m-am documentat și sunt ușor de memorat, 40.000 de neuroni, și creierul abdominal, care are 100 de milioane de neuroni. Neuroni, adică exact cu aceeași funcție și proprietăți ca neuronii din cap. Ei, ce important de conștientizat? Că, de pildă, creierul ăsta intracranian, 90% din comportamente vin din rețelele neuronale care le dezvoltăm aici în cap. Deci e necesar să ce? Să creezi noi rețele. Profesorul Dulcan spune despre asta ca neuroplasticitate. Și e necesar să generăm și în practicile de lucru cu intuiție, învăț oamenii, cum să facă geneza, neurogeneza unor rețele noi cu chestii din cap încă nefolosite ca să ne ducă la o nouă minte. Adică folosesc diverse reconectări de combinații de sinapse, de rețele neuronale în cap ca să obțin o nouă minte, o nouă minte a capului. Știi? Taoiștii când vorbesc de cele trei creiere, ei zic așa, mintea observatoare din cap, mintea simțitoare din inimă și mintea sau mintea conștientă, mai zic ei, și mintea conștientizării din pântec. Știi că există corelația între creier și minte, creier și minte. Deci avem trei creiere, avem trei minți. Ei, chestiunea e că trebuie să avem una singură, să le adunăm pe toate, să le aducem în coerență. Doar așa putem să fim o ființă intuitivă, practic. De pildă, creierul din abdomen, 90% din serotonină de aici pleacă. Deci starea de bucurie ține de modul în care antrenez creierul ăsta. Dar ce s-a întâmplat cu noi de la școală de mici? Pentru că de la 3, 4, 5 ani am învățat să spunem poezii și să citim și alte chestii, ne-am dus atenția în cap și am uitat de creierul ăsta. Și imaginează creierul ăsta încă nu i-a antrenat. Jobul, știi ce ar trebui să facă el? Să aducă în echilibru toată zona organelor interne. El e calculatorul care gestionează această zonă. Și în organele interne sunt stocate emoții. Deci, practic, emoțiile mele sunt în plexul solar, sunt în pântec, în toată zona asta. Și dacă eu n-am antrenat creierul ăsta când apare o emoție puternică să mă uit la ea, cei mai mulți oameni fie fug în acel moment, fie se identifică cu emoții. Pentru că n-am acest creier antrenat să observe emoții din ce în ce mai puternice. Și nici creierul inimii nu este antrenat. E învățătura asta cristică de 2000 de ani, dar are nevoie de metodică. Adică cum simt coerent o stare în inimă, adică cum mențin în inimă, în spațiul inimii, dar aici îl simt efectiv, un simțământ. De genul, eu sunt blândețe. Ei, și adică scot, prin spațiul inimii, eu pot să scot multe stări. O scot blândețe asta în fața mea și aleg să simt blândețe în zona inimii. Ei, chestia asta se și măsoară. În proiectul la care lucrez acum, Institutul Inimii din California, HeartMath Institute, a dezvoltat niște dispozitive și Greg Bedden, când a venit în România, a venit cu un astfel de dispozitiv și în sala respectivă a măsurat nivelul de coerență al sălii. A făcut o meditație și s-a dus puternic în sus, nivelul de coerență. Eu am un dispozitiv care îl pun în ureche, îl conectez la telefon și măsoară nivelul de coerență pe care îl am în acest moment. Adică capacitatea mea de a menține constant și activ
și la un anumit nivel de intensitate un sentiment coerent. De genul blândețe, bunătate, compasiune, mulțumire de sine, recunoștință, apreciere, iubire necondiționată, sentimente de astea. Ei, păi asta înseamnă să antrenezi creierul ăsta al inimii. De ce? Pentru că acum dacă ne uităm la toate cele trei creiere, primul care e necesar să-l antrenezi este creierul inimii, pentru că el dă semnale către creierul intracranian și practic frecvența undelor cerebrale e influențată de cât am inima deschisă și de emoția, de coerența pe care o simt în inima mea. Are un miros ca după ploaie. E, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalez un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Sigur că e necesar să... Unii s-au focalizat pe practici de mindfulness, alții pe trezirea inimii iluminate, alții pe cumularea de forță vitală pentru creierul ăsta intestinal. Sinteza și evoluția, dragă Olga și dragi prieteni, înseamnă să integrezi toate lucrurile astea. La ora actuală, unii din practicanții sau din oamenii care deschid căi ne povestesc despre o mulțime de abilități asociate creierului intracranian. Foarte fain. Cum să trezești observatorul? Cum să activezi glanda pituitară și pineală din cap la un alt nivel ca să înțelegi informația de înaltă frecvență? Cum să folosești în cap infinitul, ningul, diverse geometrii, astfel încât să ai un alt nivel de funcționare a, da, rețelelor din cap? Alții ne învață cum să ne deschidem inima. Cum spuneam, taoiștii și nu numai ei, și practicile șamanice vorbesc despre trezirea pântecului, despre reconectarea cu mama pământ, despre activarea acestui creier, reactivarea acestui creier intestinal, efectiv. Uh-huh. Ei, eu cred că este vremea sintezei și că este important să aducem toate cele trei creiere în coerență. Asta înseamnă să fie o ființă intuitivă. Pentru că creierul ăsta intestinal, el îți dă instinctul, îți dă instinctualitatea, îți dă... Și emoția. Da, îți dă abilitatea de a gestiona, emoția. Ai un creier bine dezvoltat, gestionezi emoții. Aici simți emoția. Exact. Emoțiile simțim aici, ele însă sunt stocate, emoțiile noastre, în diverse organe, pe care organe interioare, practic. Adică furia, de pildă, se duce pe ficat. Neliniștea, nerăbdarea se așează mai mult în zona inimii. Lenea se așează mai mult, dar și indiferența ca emoție, ca stare de lasă-mă să te las, pe splină. Tot felul de emoții bazate de care au în spate frici se duc pe rinichi, efectiv. Da? Neîncrederea, șovăiala, emoțiile astea se așează pe plămâni. Ei, creierul ăsta ce face? El, odată ce e trezit și antrenat, el are capacitatea să gestioneze aceste organe și să readucă în echilibru. Și le armonizeze într-un fel. Exact. Ideea. Exact. Dar creierul ăsta din pântec mai face ceva. Imaginează-ți că 80-90% din forța vitală a întregului corp e consumată de creierul din cap. O cantitate enormă de energie consumă creierul ăsta din cap. Mai ales dacă și gândești tot timpul și nu te relaxezi, nu simți, nu percepi, știi? Nu ești destins, așa, nu ești lejer. Cea mai mare parte din energie ți-o papă ăsta. E, ăsta e important noaptea să-l antrenăm să se odihnească în creierul din... să coboare aici, în pântec. Păi aici ți-a spune, Vasile, în condițiile în care cei mai mulți dintre noi am devenit insomniaci. Cum ne relaxăm noi creierul? Știi, hai să o luăm așa. Întâi, să ne aducem aminte de pildă creștinismul. Ne vorbește de a coborâ mintea în inimă și aduce inima în minte.
Și de ce spun că e incompletă treaba asta? Pentru că e necesar să aduci și pântecul în inimă și inima în pântec. Și e necesar să aduci și capul în pântec și pântecul în cap. Adică avem trei creiere, trei minți și e necesar să lucrăm cu toate. Ei, pe timpul nopții, atunci când dormim într-o cameră ceva mai răcoroasă, atunci când dormim în întuneric, atunci când adormim una, două ore înainte fără papa, fără mâncare, da? Și fără diverse device-uri, și atunci când, și asta este foarte important, dormim la cel puțin o distanță de aură, de o aură, de aura mea față de partener, față de cineva, adică patru la distanță. Asta este un lucru nou. Da, 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 nu, păi fii atent de ce e importantă treaba asta. Creierul meu de aici generează niște unde cerebrale și când, creierul din stomac la fel și la un moment dat ele se sincronizează și când se sincronizează, ăsta începe să se odihnească și în funcție de ciu, de puterea pe care o am în pântec, el se trezește dimineața relaxat și cu putere. Adică energia care a consumat-o prin gândire excesivă, pe timpul nopții se regenerează. Ei, dacă stau la 30 de centimetri de cineva, noaptea în pat, evident că creierul lui are altă frecvență a undelor cerebrale și împiedică acest proces de aliniere și de a duce în rezonanță între capul meu și pântecul meu. De asta am nevoie o aură distanță. Ok, încă vrem să dormim în aceeași cameră, dar luăm puțină distanță, la un metru de pat. Uite, acum mi-a venit în minte, divaghez un pic, niște persoane care au venit și au spus, domne, eu și cu cel cu care conviețuiesc, preluăm unul de la altul stări. Da. Ne așezăm în pat, pe unul doare capul, da, la un moment dat, în 10 minute, al lui ei trece, a luat celălalt. Și uite așa, dau stările de la unul la altul. Da. Noi suntem aici ca să ne menținem propria integritate. Știi cum se spune? Ne contopim, dar rămânem centrați. Uh-huh. Și fiecare rămâne cu propria energie. Știi? Nu vezi că unii ajunsă și semene după 5, 10, 20 de ani, devin doi magneți care dacă stai o viață întreagă bot în bot, nu mai te atragi, domne, nu mai există, știi, atracția respectivă. Și atunci este foarte important această igienă nocturnă de odihnire a creierului intracranian. Da. Trei creiere, trei minți și practici necesare, că asta înseamnă a reactiva intuiția, dincolo de a dori lucrul ăsta, înseamnă a lucra efectiv. A modifica, a ridica în frecvență aceste trei minți. Și există meditații acustice, există diverse practici prin care lucrăm efectiv cu fiecare creier în parte. O întrebare care este pusă aproape zilnic, o primim pe paginile noastre. Spune-mi, voi ne spuneți să ne liniștim, să fim într-o armonie, să asta, asta totul foarte ușor și foarte frumos atunci când le explicați. Dar nu putem să ne liniștim de gânduri, nu putem să adormim de gânduri. Și aici știm cu toții că nu știi din ce plătești, lucrurile nu mai au o stabilitate, azi se întâmplă una, mâine se întâmplă alta. Practic, suntem bombardați permanent. Omul caută o stabilitate. Astăzi e greu să o ai. Aici... Trebuie să fii foarte mobil, trebuie tot timpul să fii într-un dans așa cu cei care... Și mai trebuie să fii cumva. Trebuie. E benefic să înveți să fii cumva. Știi? Adevărata sănătate este starea de a te preda vieții cu toate incertitudinile inerente vieții. Altfel spus, cu cât te predai stării de a fi în incertitudine și nu mai vrei tu să controlezi viața și ai încredere în viață, cu atât ești mai sănătos. Deci ce spui tu mie, ai o depresie. Cum să te predai incertitudine când incertitudinea ne omoară? Păi, dragă Olga, aici este paradoxul și ironia. Că oamenii vor control și stabilitate. Și mintea asta occidentală, orientată spre control și stabilitate, vrea să aibă predictibilitate
asupra vieții. Ori cum mai apare miracolul dacă tu tot timpul știi ce urmează, dacă tu, pentru tine tot timpul este cunoscut? Unde și când apare necunoscutul? Și e necesar să-i creezi necunoscutului loc în viață și de asemenea e necesar să te deschizi și către funcționarea. Am încredere în esența mea, am încredere în câmp, știu că sunt într-un univers prietenos, binevoitor. Știința încă n-a demonstrat, e un postulat faptul că la nivel științific universul ăsta este prietenos. Da? Mintea noastră transformă universul în chestii dușmănoase, lupte și o să zici, păi da, nu vedem în jurul nostru ce este. Păi da, dar fiind lume și nu aparține ei. Adică astea sunt experiențe care există și preocuparea mea este să mă uit în mine realmente și să dezvolt această disciplină interioară, disciplină a minții. De aici, sigur că înțeleg că mulți se gândesc la facturi, la probleme, dar de ce nu ne gândim și la faptul că viața este miraculoasă și hai să vedem ce îmi aduce mie viața dacă eu învăț să mă predau ei și am încredere. Adică ce vreau să spun? E ceva mai inconfortabil, dar ăsta e un adevăr profund și merită să afle cei care urmăresc astfel de emisiuni. A fi în incertitudine, a fi și a te simți natural în incertitudinea naturală a vieții înseamnă de fapt a te predispune la sănătate, la longevitate, la naturalețe. Cât timp încă vrei să vezi tu cum o să fie, să controlezi, nu faci decât să te strângi, nu faci decât să lupți, nu faci decât să te împotrivești unor chestii din câmp care nici nu poți să le controlezi, că nu le vezi pe toate. Vezi numai cât vezi, cât vedem fiecare, puțin. Adică ce vreau să spun este că asta este un tip de educație care încă puțini sunt dispuși să-l accepte, să-l vadă și să-l și pună în operă în viața lor. Faptul că marea majoritate suferă, se chinuie, supraviețuiesc, se luptă cu viața, până la urmă, este alegerea lor. Noi ne adresăm unor oameni care trec de la a fi o victimă în viață, au trecut, de la a se lupta cu viața, de la a zice, vai ce soartă grea, vai ce se întâmplă în jurul meu, la oameni care înțeleg că până la urmă totul se întâmplă cu un scop, înțeleg că e necesară și disciplina și abandonul deopotrivă în propria lor viață și ăștia sunt oamenii care vor aduce schimbare în mod real. Da. Noi am întâlnit pe cei care renunță la acel minim de siguranță. Minim de siguranță e ceva rezonabil, ca să vorbesc pe limba ta. E ceva rezonabil, da? Adică în termenii ăștia, da, putem să zicem că... Acum 10-12 ani sau când a fost când ne-am întâlnit noi și mi-ai spus prima dată, eu mă detașez de tot ce înseamnă material, știi că te-am privit atunci cu un zâmbet și după ani de zile am înțeles ce vrei să spui. Mi-a trebuit un timp destul de lung și la prima pietre pe care am avut-o mai considerabilă, nu am reacționat urât. Pur și simplu m-am gândit, asta e, pot să aduc lucrurile alea înapoi? Nu. Ok? Nici nu mă gândesc la ele. E necesar să... Dar un minim. Un minim trebuie să-l aibă omul ca să aibă acea stabilitate. Stai puțin. E necesar să fim, nu minim, să avem abundența de care avem nevoie fiecare dintre noi. Am venit aici să trăim în abundență, să trăim în armonie, să avem prosperitate în sensul ăsta. Dar a face din asta, a acumula de dragul fricii sau din frică... Să nu fii sclavul lor. Că o să pierd, că nu o să mai am. Asta transformă întreaga atitudine. E important să mă joc frumos și cu cât mă relaxez mai mult și sunt mai detașat, mai relaxat, mai lejer, vin resursele de care am nevoie. Știi? Abundența înseamnă să ai abilitatea de a face ce este necesar când este necesar. Dar de unde știi asta?
Păi vezi, cât timp nu ești conectat la propria ta intuiție, tu faci ce trebuie, tu lupți, tu supraviețuiești, acum îți iese, acum nu îți iese. Adică nu curgi cu viața, nu ești în locul potrivit la momentul potrivit. Te lupți cu viața și mulți îți spun, bă, cântă la altă masă, că nu e locul tău pe aici, ca idee. Și asta e o pledoarie importantă, să ne reactivăm intuiția. Intuiția, încă o dată, ideea omului spiritual care are haine rupte și cerșește un bol de, aia nu este ok și e important să o eradicăm, pur și simplu. Sau care primește nu știu cine de la nu știu cine. Noi vorbim de echilibru între materie și spirit. Vorbim de această nevoie a fiecăruia dintre noi de a ne bucura de confortul pe care îl dorim, de haine frumoase, haine curate, haine de calitate și alte lucruri, da? Care ne plac și deopotrivă a înțelege că suntem mai mult decât atât, că am venit aici ca să facem acest necunoscut din noi cunoscut, că dincolo de aceste acumulări pe care le-am făcut și care sunt ok și care, da, dacă asta îți dă minimul ăla de siguranță, cum zici tu, să poți să începi de acum înainte un proces de a te conecta cu visul din tine, foarte bine. Dacă ăsta e mediul în care tu simți că doar așa poți să te descoperi mai mult și pe tine, să te predai și mai mult vieții, să zici, bă, și totuși, ce am venit să fac cu adevărat? Care este ăla, visul care eu sunt menit să-l pun în manifestare? Și mai e ceva. Poate că visul din tine te depășește cu mult, e o himeră, de fapt. Pentru că nu toți știm să ne evaluăm la propria noastră valoare. Și da. Acea reală, da? Că ai cunoscut atâți oameni care se văd mult mai deștepți decât sunt, care cred că pot, faptul că eu cred că pot nu înseamnă că și am în mine acumulările necesare ca să ating ținta aia. Păi da, dar oamenii de care zici tu, care se văd prea mult, care aspiră la prea mult și nu-și cunosc lărgimea plapumei, știi? Aia este o psihoză, aia este o problemă a minții. Eu nu vorbesc despre... Dar el îți arată exemple din viața reală și zice, uite-l pe Cutărică, care are două clase, care nu știu ce Dumnezeu nu e stare să ducă o frază până la capăt, dar uite unde a ajuns. Cutărică ăla a avut o prezență de spirit, Cutărică ăla a fost relaxat, detașat. Dacă te uiți la toți cutăricii ăștia de care zici tu, sunt mult mai relaxați decât mulți încrâncenați de ăștia intelectual, dornici, luptători, care doar contestă și arată cu degetul la acești cutărică. Care realmente oamenii ăștia au obținut diverse rezultate pentru că au avut așa, sigur și nu generalizăm, nu toți au făcut așa, dar cu cât ești mai relaxat, cu atât viața îți oferă, îți aduce mai mult. Eu am constatat pe propria piele că visele mele cele mai îndrăznețe sunt palide, visele minții mele, visele egoului meu, față de ce vrea pasagerul din mine, față de ce vrea propria divinitate lăuntrică să săvârșesc. Realmente. Adică în timp, așa, în călătoria prin viață, ceea ce ne este menit este cu mult, dar cu mult ăsta nu în sensul de mai mare, mai super, ultra, mulți bani sau chestii depinde materiale. Depinde punctul de vedere din care privești. Da. Pentru că foarte puțin știu și nici nu este treaba lor până la urmă să știe că tu vii dintr-o zonă foarte diferită, nu celor mulți, și că ești un tip extrem de mobilat la cap. Măi, știi? Probabil că într-o viață așa normală, cum privim noi oamenii de rând normalul, ai fi fost... din punct de vedere material, mult mai sus, ca poziție socială și așa mai departe. Ai ales o altă cale pentru că asta ai simțit. Da, și era în mine ca chestia asta. Vezi, mult timp am fugit de o abilitate pe care mi-am descoperit-o acum 3-4 ani când facilitam antrenamente. Antrenam oameni în privirea și atingerea cuantică. În capacitatea de a utiliza energia inimii și a obține remisii, vindecări, lucruri reale și o stare de bine îmbunătățită considerabil. Pentru că mult timp după ce mi-am dat demisia din sisteme și dintr-o realitate rațională,
am mai... Care alții să omor să ajungă. Da, da, eu am mai crezut, am mai cochetat cu ideea că aș putea reveni. Mult timp mi-am reprimat aceste abilități, că am zis ce o să zică cei de acolo. Oricum cei de acolo considerau că sunt dus departe și nu mai am nicio treabă cu lucrurile astea. Dar încă mai coexista în mine această relație cu lumea veche. Când am abandonat complet lucrul ăsta și am spus, uite, eu ăsta sunt, îmi place să descoper necunoscutul, să simt invizibilul, să aduc o contribuție în a înțelege mai inginerește. Adică mi-am folosit resursa mentală și capacitatea logică și de conștientizare, de sinteză, ca să pot să explic pe înțelesul din ce în ce mai multor oameni ce e cu necunoscutul ăsta. Adică un ABC spiritual, ce ar trebui să știm fiecare dintre noi legat de lumea nevăzută. Și când spun asta, mă refer la, dincolo de relația cu pasagerul, cu corpurile superioare, mă refer la școlile de mistere, da? Mă refer la relația cu diverse entități, adică necunoscut. Da? Mă refer la relațiile noastre, știi? Păi noi ne împiedică să ne atingem intuiția, niște chestii, de pildă, am semnat înainte să venim aici ca suflet diverse contracte și am făcut în vieți anterioare diverse jurăminte, ne-am dat diverse acorduri. Ei, ăsta e un factor care ne împiedică să fim intuitivi. Ce ne mai împiedică să fim intuitivi? Faptul că venim, cum ar spune orientalii, cu o karmă de suflet. Atenție, când spun karmă de suflet, mă refer la prima cruce cu care venim. Adică, dom'le, eu vreau să depășesc niște lecții pe care în alte experiențe nu le-am conștientizat și le-am dus la bun sfârșit. Și vin asumat să fac lucrul ăsta. E, prima asta cruce, puțin oamenii au intrat concret pe lucru cu ea. Human design, cheile genelor, îți spun foarte precis detalii despre treaba asta. Apoi ai a doua cruce, care ține de programele transgeneraționale pe linie maternă și paternă. Și aici almuza și alte sisteme d-astea mai spre șamanismul rusesc, da? Ăstea îți dau informații extrem, extrem de precise, particularizate, despre cum arată aceste programe transgeneraționale. Și iată, astea sunt primele trei chestii care ne împiedică. Dar cât stăm 9 luni în viața intrauterină, mama e mai mult sau mai puțin stresată. Și ne impregnează cu credințele ei, cu stresul ei, cu relația cu tatăl. Și iată a patra moștenire care ne împiedică, adică ceva care ocultează. Apoi suntem copii și ne spun cei din jur diverse lucruri. Și pentru că mulți nu ne acceptă, da? Ne punem niște măști, niște costume, suferim niște răni în copilărie, de abandon, de nedreptate, diverse. Și avem deja o personalitate. Rănile alea nu mai vrem să se întâmple și atunci ne punem niște măști. Și mai avem și niște emoții nevindecate. Știi cum în câmpul umanității este aroganță, este invidie, este gelozie, este lene, este furie, sunt tot felul de emoții. Fiecare neam, fiecare popor, fiecare familie, fiecare individ, din tot spectrul ăsta de emoții nevindecate ale umanității, ia o bucată. E, știi, și am putea să spunem că românii sunt mai aroganți decât nu știu ce, mai puțin invidioși decât nu știu cum, mai puțin lacum de, mai furioși decât, știi? Adică fiecare dintre noi ca individ, ca familie de sânge, ca oraș, ne individualizăm printr-un mix de trăsături, de emoții negative pe care noi le preluăm din mintea colectivă a umanității cu scopul de a le învăța, de a le depăși. De când ne naștem, adică și în procesul ăsta de a fi în societate, dacă mama și tata au multă aroganță, multă invidie, multă gelozie, începem și noi să atragem din ce în ce mai multă, că mintea noastră se formează pentru a atrage din câmpul colectiv astfel de lucruri. Ei, de ce am spus toate aceste chestiuni? Pentru că dezvoltarea intuiției, reconectarea la ea, înseamnă ca toate aceste 6, am enumerat, 6 straturi de întuneric, de umbre, de neputință care sunt în jurul nostru, să lucrăm cu ele în mod conștient. Da? Să alchimizăm acest mix personal de emoții nevindecate care are rețele neuronale în creier. Să alchimizăm rănile nevindecate ale copilăriei. Să alchimizăm viața intrauterină.
Să alchimizăm programele de pe linie transgenerațională și paternă și maternă. Să alchimizăm crucea sufletului, adică să efectiv, băi, am venit să rezolv aceste chestiuni. Dar care sunt ele? Hai să trec la treabă. Și sigur să transformăm toate acordurile, jurămintele, implanturile. Ei, asta înseamnă practica de reconectare la intuiție, înseamnă, pe de-o parte, lucru pe toate aceste paliere, lucru cu cele trei minți, practici concrete de reașezarea sistemului hormonal la alte frecvențe, a sistemului nervos, cum să spun, informație de înaltă frecvență, în fiecare moment un arhanghel, un maestru, un înălțat își optește în ureche, dar nu-l auzi. Când ai pineala activată ca să secrete traductorii necesari, ca să și înțelegi informația aia. Sau plituitarea, ca să o conștientizezi, să o pui în pătrățele, să știi despre ce e vorba. Fără această rigoare și disciplină și înțelegere, nu e complexă treaba asta. Însă noi avem multe. Vorbeai de pineală, pentru că vorbești de al treilea ochi, te întreb acum direct, se poate deschide al treilea ochi într-o jumătate de oră? Poate să apară și în 3 minute, și în 5 minute. Asta apare instantaneu atunci când ai ajuns la nivelul ăla de evoluție. Dacă te duci tu așa, fără nicio pregătire, fără niciun nimic, ca un maestru care îți face... Dacă e un maestru de tip Iisus, poate. Mulțumesc pentru răspuns. Da, poate. Este o muncă întreagă în spate. De fapt, nu o muncă. O reconstrucție, așa cum zici tu. Da. O reconectare. Da, care înseamnă disciplină, tenacitate, priorități. Zici, domne, următoarele 3 luni mă ocup de cutiuța de aici din cap. Următoarele 2-3 luni deschid inima. Urmă ia să fac și cu pântecul. O să le fac și combinat. Dar eu constant sunt animat de o călătorie personală de evoluție. Oamenii cred că prin o jumătate de oră sau un seminar, un curs, s-a rezolvat chestiunea, s-a iluminat. Nu se poate așa ceva. Cine vinde așa ceva e nerealist, practic. E necesară o disciplină și o continuitate, efectiv. Da, mare atenție, pentru că așa cum vorbesc cu prietenii noștri, cei care ne privesc, foarte multă lume cade în capcana asta. Uite, a venit un iluminat, ne-am dus acolo, am stat la foada, a făcut așa, ne-a luminat și pe noi, de mâine vedem și auzim ce nu vedeam și n-auzeam până acum. E o păcăleală. Știi ce poate să funcționeze în astfel de situații? Și tu, dacă te duci în preajma unor oameni mai așezați, mai calmi, s-ar putea să te simți o lecuță mai bine. Adică e ca, îți dă o leapșa, știi, starea lui, e așa, pe moment. Însă dacă tu perseverezi în tiparele vechi, în rutinele cu care deja ești familiară, la o jumătate de oră, o zi, două, trei, revii în trecut, efectiv. Dacă nu găsești în tine puterea de a practica, de a-ți alege și un grup de prieteni, asta e foarte important în etapa asta, să avem instrumente, să avem un grup de sprijin, să căutăm locuri, să stăm mai mult în natură, lucruri foarte necesare, adică cred că avem nevoie de un soi de tolbă, de un kit de practici în aceste vremuri foarte generatoare de stres. Da, da. Și ca să fii în lume și să n-aparții ei, chiar nu e așa doar o chestie, fiți liniștiți și gata, fiți senini, fiți blânzi. Îndemnuri. Nu de îndemnuri avem nevoie, ci de antrenament. Să dormim noi liniștiți și mult să trebuie pe acasă. Avem nevoie de disciplină, de perseverență interioară și de prieteni cu care să ne jucăm împreună în astfel de practici. În cât timp reușești să ai rezultate cu un grup care îți vine într-o tabără? Aș putea să spun așa. Taberele pe care le fac, rostul lor este ca în 5 zile să aprindă un foc interior suficient de consistent ca omul după aceea, încă 35 de zile acasă, să lucreze astfel încât 40 de zile să ducă la bun sfârșit un proces de, eu îi spun, metamorfoză, pentru că chiar se întâmplă ceva vizibil. Și atunci, de ce sunt necesare aceste momente? Dom'le, ai făcut vreodată în viața ta, nu, întrebarea e retorică pentru toată lumea, 40 de zile, zi de zi ceva? Puțin probabil,
Ei, vino într-o astfel de călătorie în care 5 zile faci 10-12 ore pe zi diverse lucruri, aprinzi atâta energie, atâta foc interior, încât capezi determinarea ca și în a 7-a zi și în a 15-a și plus că după o astfel de tabără, eu din 7 în 7 zile pe Zoom, că mulți vin din diverse locuri, chiar și din diaspora, vorbim și facem diverse practici ca oamenii să ducă efectiv la bun sfârșit Deci, aceste. practic, faci o reprogramare, o resoftare. Da, pe diverse teme, dar în mod real. Și mai mult decât atât, e o inițiere într-o geneză nouă la nivelul creierului, noi rețele neuronale, un nivel nou de deschidere a inimii, practic, și o profundă conectare cu pântecul, pentru că în tabere Vala, de exemplu, dar nu numai, și în decembrie am mers desculți pe acolo, prin Buceci, pe la Hațeg, sunt două zone în care se întâmplă lucrurile astea. Faptul că pe tine te-am văzut că faci și te scalzi în zăpadă, ok, dar reușești și ei. Da. Ai condiție fizică. Da, nu, știi cum e? Mintea ne sabotează. Dar oamenii suntem cu toți capabili de niște performanțe extraordinare și, pe urmă, chiar suntem foarte bucuroși când ne-am depășit limitele într-un mod substanțial. De exemplu, mergem 10-12 ore pe zi, mergem desculți, mergem în tăcere, în solitudine, nu doar mergem, facem diverse practici, adică e o călătorie. Scopul nu este să ne epuizăm, nu e nimic militaresc acolo, nu e nimic ca zon. Asta e foarte important să ne observăm constant, în solitudine, în tăcere, în întuneric, de pildă de 8-a 8-a, marele portal al leului, la Hațeg, fac o super tabără, un super antrenament focalizat pe intuiție, în care mergem și la tronul străbunilor. Știi, tronul străbunilor a fost realmente demonstrat științific. E un profesor universitar la Timișoara, la catedra de geologie, care a măsurat, un deceniu a lucrat la subiectul ăsta. E locul din țară cu cea mai înaltă vibrație. El afirmă că, comparativ și cu multe alte locuri de pe planetă, e wow, într-un mare fel. Eu am făcut trei tabere până acum acolo. E într-o pădure, lângă Hațeg, tronul ăsta. Și că are câteva milioane de ani. Și, sigur, sunt multe tipuri de experiențe pe care le trăim acolo într-un astfel de loc, la tronul străbunilor. Plus cetățile dacice, plus prizlopul, o tabără de 5 zile, care scopul este să creeze un cadru ca oamenii după aceea realmente să aibă bucuria, antrenamentul și deschiderea și disciplina ca să ducă la bun sfârșit un proces de 40 de zile. După aceea încep să se vadă rezultate. Alminteri, vii într-o tabără, doar ești o sugativă care iei de pe acolo ce se găsește, te ține treaba asta o săptămână, două, pe unii chiar și trei, și pe urmă revii la vechile obiceiuri. Efectiv. Și cu mulți, nu cu mulți, pe vremuri, cu mulți așa se întâmpla. Dar de la un timp am simțit eu să aduc o contribuție și mai consistentă și atunci am zis, hai să facem 40 de zile și uite, eu mă angajez ca și după tabără, săptămânal, să fiu cu voi în această călătorie, astfel încât realmente să avem cu toți bucuria că 40 de zile am făcut ceva zi de zi. Extraordinar. Vasile, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația, pentru ora asta fantastică. Mi-am adus aminte cum e să faci emisiuni cu tine și îmi place Mulțumesc! foarte mult. Numărul tău de telefon este 0742-064-658. Este trecut și pe burtieră pentru cei care vreți să luați legătura cu el, pentru cei care doriți să mergeți în tabere, să vă dezvoltați. Iar de la tine vreau o promisiune. Te ascult! Ne întâlnim într-o săptămână sau două, când ai tu timp, și ne înveți cum să treci, cum să ne echilibrăm organismul de așa manieră încât să trecem peste această vară de foc. Ne spun, uite, deja au început la francezi, cade lumea pe stradă de căldură, este o stare sufocantă. Am prieteni care mi-au spus, eu nu mai ies din casă. Ok. Dacă o să fie așa, eu nu mai ies. Ok. Așa cum știi Da. să-ți exersezi organismul încât să poată rezista. Cum stai tu iarna dezbrăcat în zăpadă? Trebuie să ne vezi cum să stăm și noi vara să putem respira. S-ar putea să nu ne putem folosi aparatele de aer condiționat cât vrem. Una, pentru că nu ne Da. vom permite, a doua că
Ne mai spun că e posibil să avem și ceva pene de curent dacă toată lumea bagă aparat în priză. Vestea minunată, care e important să știm cu toții, este că la ora actuală, în mod real, spun treaba asta, pe planetă, avem toate tehnologiile conștiinței, mă refer la practici, meditații, exerciții, necesare să depășim orice tip de situație de genul ăsta. Este doar o chestiune de încredere, de a ne asuma, de a deveni mai disciplinați, real, cu noi, și vom depăși multe lucruri care de-abia acum încep să apară, pentru că, să știi, omul nou va fi necesar să evolueze într-un context tot mai vitreg. Dar nu ca să ne omoare treaba asta, să ne stafidească sau mai știu eu ce, ci ca să ne întărească. Păi, nu te omoară, te întărește. Toate lucrurile pe care le-am parcurs până acum n-au făcut decât pe cei mai mulți dintre noi să ne ridice la un alt nivel. Sigur, ăsta este și drumul pe care vom parcurge. Într-un orizont de timp rezonabil, cei care, într-un fel, nu se urcă pe val și rămân în confortul lor, vor experimenta alte realități, în mod real. Și atunci... Dacă n-ar fi frica asta așa inoculată, poate că am fi trecut mult mai ușor. Eu știu din copilărie că erau veri când se topea asfaltul, nu puteai să stai, era gaură în asfalt. Bine, păi, poate nu era poluarea asta ca acum și nu era efectul ăsta de seră care te omoară. Tocmai și frica asta, rostul ei este să ne întărească, astfel încât să simțim momentele în care ea apare în noi, să învățăm să privim frica asta drept în ochi, realmente, să-i spun te văd, te recunosc în acest moment, însă nu mai îți dau curs și nu mai mă identific cu tine. Și doar văd că existi, ești în câmp, unii o generează și eu mă uit la lucrul ăsta. Na. Încă o dată îți mulțumesc că ai promis. Mulțumesc. Deci săptămâna viitoare ești cu tabăra asta și te las în pace liniștit, dar următoarea săptămână te contactez și ne întâlnim, pentru că așa ai promis. Cu mare drag. Mai există locuri pentru tabăra de acum? Absolut. Acum, pe 20 luni începem. Știi cum e? Că sunt și excursii de-astea de ultim moment. Da. Unii au avion, bilet de avion cu o zi înainte. Da, poate doresc să vină. Sunt bineveniți în Bucegi. În Bucegi este 20-24 și pe 21 este ziua cea mai lungă. Adică este momentul solstițiului de vară, de maximă energie masculină în câmp. Pentru cei dornici de disciplină, de desculț, de solitudine, de sfinx, de vârful omul, de șapte izvoare, de peștera Ialomiței, astea sunt momente, trasee pe care le vom atinge într-o astfel de călătorie până vineri, de luni seara până vineri la prânz. Ce frumos! Deci cine dorește... 0742 064 658. Mulțumesc mult! Cu mare drag! Doresc să aveți o tabără de succes, sigur o să fie, și să ne revedem sănătoși peste două săptămâni. Cu mare drag! Dumneavoastră vă mulțumesc că ați stat alături de noi, ați aflat multe lucruri. Sper să vă fie de folos. Până săptămâna viitoare, vă doresc fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. O seară minunată. La revedere! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic. Fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă.
Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.